vă amintiți o poveste în care este vorba despre cineva care nu a ascultat de sfaturile mamei? Știți ce s-a întâmplat cu iedul cel mare și cel mijlociu din povestea Capra cu trei iezi sau cu Scufița Roșie? Astăzi vom crea împreună o poveste despre un iepuraș care nu a ascultat sfaturile mamei lui. Ce nume credeți că ar fi potrivit pentru iepuraș? Priviți cu atenție imaginile. Ce înfățișează prima imagine? De ce credeți că i-a adunat mama în jurul ei pe iepuraș? Ce ar fi putut să le spună mama iepurașilor? Ce observați în cea de-a doua imagine? După ce vă dați seama că mama a plecat să adune mâncare, cine este în această imagine? Unde a plecat iepurașul? De ce credeți că iepurașul este vesel? Ce credeți că l-a speriat pe iepuraș? Am să vă spun eu începutul poveștii, iar voi veți continua. La marginea unei păduri avea culcușul o familie de iepurași. Mama iepuroaică avea grijă ca iepurașii să nu se îndepărteze de căsuța lor. Însă, cel mai mare dintre iepurași nu prea asculta de sfaturile mamei lui. Într-o zi, în timp ce mama era plecată după mâncare, iepurașul cel mare nu a rămas acasă cu frații lui, ci a pornit singur prin pădure. Deodată, dintr-un tufiș a apărut... Cine credeți că a apărut din tufiș în fața iepurașului? Ce a făcut atunci iepurașul? Spuneți voi ce s-a întâmplat mai departe și ce ar fi putut să îi se întâmple.